Prima sesiune din acest an a examenului național de bacalaureat continuă marți cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Această probă este programată în perioada 14-16 iunie. Potrivit Ministerului Educației, 126.454 de absolvenți de liceu, 111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare s-au înscris pentru a susține probele integral sau parțial în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare. Evaluarea competențelor se face pentru fiecare candidat de către doi profesori examinatori, cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un altul de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor nu se exprimă prin note sau prin calificative admis-respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător în funcție de grilele naționale sau europene. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor, se consideră că acesta nu a susținut proba. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Probele scrise din prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an încep pe 20 iunie cu examenul la limba și literatura română, proba obligatorie a profilului este programată pe 21 iunie, fiind urmată pe 22 iunie de proba la alegere a profilului și specializării, proba la limba și literatura maternă se va desfășura pe 23 iunie. Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie până la ora 12. Pentru depunerea contestațiilor a fost alocat intervalul orar 12-18 în acea zi. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie. Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții studiilor liceale care îndeplinesc Cumulativ, următoarele condiții au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puțin media 6 la probele scrise.